Bună seara și bun găsit la Vocile Iașului. Mai avem mai puțin de două zile până când începe unul dintre cele mai importante evenimente organizate la Iași, evenimente culturale. Este vorba despre Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Discutăm în această seară alături de Florin Lăzărescu, scriitor și scenarist și coordonator de promovare al Festivalului Internațional de Literatură. Bună seara, eu aș îndrăzni să spun că e chiar unul dintre cele mai mari manifestări culturale din România. La amploarea pe care o are, fără să încerc să laud, dar chiar e un festival care are un impact național, cel puțin deocamdată ăsta e verificabil, cuantificabil, e extraordinar. Dar avem și din afară, nu știu, între timp s-a întâmplat Târgul de Carte la Göteborg, Târgul de Carte la Frankfurt, așa, și lumea vorbea despre Filit acolo. Și noi am și contat foarte mult pe impactul ăsta, adică nu să facem un eveniment local, grandios doar pentru ochii ieșenilor, ci în primul rând festivalul ăsta va fi o reușită dacă va avea un impact național și internațional. Și bineînțeles și va produce bucurie și ieșenilor. Nu cred că sunt foarte mari dubii în ceea ce în acest lucru, în toată această poveste, că este poveste în sensul bun, că este un eveniment foarte, foarte important, nu doar pentru Iași, este adevărat. Au fost în acest sfârșit de săptămână un marș de promovare pe ultima 100 de metri, să spunem, promovarea a avut loc, desigur, cu la început, dar... Dacă e să comparăm, nu știu câte evenimente culturale din Iași și-au propus, nu știu, tramvaie, colate, clipuri în autobuze, meșuri, 40-50 de locații, bannere, lucrurile astea nu se întâmplă. Adică, eu zic că e promovat foarte bine. Eu cred că foarte mulți oameni, cel puțin cei care au ochi pentru evenimente culturale, cu siguranță știu de Filit și nu de acum. Noi, după cum știam, am lansat proiectul încă din 6 iunie, l-am anunțat, am făcut mai multe gale de prezentare, am tot dat informații, au curs câte 2-3 comunicate săptămânal. Efectiv, dacă dai un search acum pe internet, vezi că e promovat foarte bine. Cred că sunt zeci de mii de pagini. Cum a fost cu marșul? Care erau reacțiile trecătorilor? Eu am făcut-o și pe fotograful, am făcut fotografii pentru Arhiva Festivalului, dar îmi și place asta și stăteam de multe ori în urmă, tocmai ca să urmăresc ce discută oamenii care au luat pliant. 99% știa despre ce e vorba. Adică se uitau, zice, uite, deschideau, erau acolo lista invitaților și spuneau, uite, la asta, ăsta mă interesează sau celălalt. Am auzit, cred că pe unul singur l-am auzit, spune, la ce meeting s-au mai fi ducând și ăștia. Deci erau doi băieți care nu știau nimic despre Filip și credeau că ne ducem la un meeting. Marșul a fost foarte fain, așa zic, ca impact. Cred că mai mult ca semnal funcționează, mai mult ca semnal că se apropie Filitul. Pentru că noi cu diversele noastre lansări, cu comunicate, mulți, la un moment dat chiar am auzit că ne-a sunat un scriitor la București, dar s-a ținut Filitul, era vorba de lansarea pe care o făcusem pe proiectul la București, la Hilton. Și am înțeles că a fost festivalul. Ce, nu m-ați mai chemat? Zic, nu, domnule. Ei, deci, marșul ăsta al voluntarilor e... tocmai să amintim, o să ieșim din ce în ce mai mult în stradă. Chiar acum vin de la Palatul Culturii, unde aveam 3 pavilioane, un spațiu imens de aproape 1000 de metri pătrați, în care va exista cafenea, librărie, spațiu cu lecturi zilnice, evenimente. Câte 6 autori dintre autorii principali acolo, dar avem și evenimente conexe pentru toată lumea în spațiu. Deci am ieșit foarte mult și în stradă, dar manifestările noastre, noi asta ne-am propus de la început. Deci să ai de unde să alegi. Sunt multe evenimente care se suprapun. Ca impact și ca politică de promovare, ținta a fost în mare parte atinsă. 90%, dacă știau, înseamnă o cifră enormă. Sau un procent enorm. Avem foarte multe modalități de a afla. Practic, nu știu, să vedem prezența publicului, dar pot să spun, de exemplu, pentru serile Filit, care se desfășoară la Teatrul Național, s-au epuizat biletele. Adică mulți dintre... dau un lucru afară din casă, să zic așa. Pentru organizatori nu o să putem veni nici măcar cu soția sau cu soțul, unde cazul, sau cu prietena, pentru că e nevoie de locuri și atunci noi să stăm în picioare pentru asta. Deci se merge cu casa închisă, practic, la aceste evenimente care începe. Dar eu țin să precizez, pentru că toată lumea, nu știu, are sentimentul ăsta că cel mai important lucru se întâmplă la Teatrul Național. Într-adevăr, ce se întâmplă acolo sunt lucruri foarte frumoase, extraordinare. Dar toți invitații pe care îi aveam acolo, o să avem și în pavilioanele îi aveam la târg, practic sufletul din punctul meu de vedere al festivalului, sunt scriitorii care vin, că pentru asta se întâmplă evenimentul. Și o să avem câte 6 autori pe zi, după amiaza, lecturi,
în pavilioane din fața Palatului Culturii, unde practic încap foarte mulți oameni, tocmai l-am gândit așa, și nu știu, poți să întâlnești autori ca David Venn, care a vândut milioane de exemplare, sau Curcov, care e absolut cunoscut. Nu mai spun de mulți dintre autorii noștri, nu știu, Dinescu, Ileana Mălăncioi, nici nu vine să spun nume, pentru că ar trebui să-i spun 200. Pe toți sunt de același calibru și aș crea nemulțumit să zic, uite domnule. Programul nostru, cred că acum, dacă ai acces la internet, îl vezi oriunde, îl găsești adevărat pe zeci de locuri, și în Observator Cultural, și Ziar de Iași, și pe site-ul nostru, îl găsești în foarte multe locuri. Miercuri, trebuie de exemplu, consulți. De la 11 sunt 3 evenimente în 3 locuri diferite în același timp. Deci cine... Un festival mare, asta a fost ținta noastră, adică nu că ni s-a întâmplat asta. Cine vrea așa să ne-am meargă, propus nu poate merge peste să ai de ales, da, să ai de ales. Dar dacă ești atent, practic nu poți să ratezi prezența unui autor așa, pentru că ei sunt încrucișați. Am căutat să dăm și o amploare, adică vreau să spun că avem autori care merg chiar și la Pașcani, să zicem. Adică să dăm, să mergem și în județ. Să fie, avem și promovare regională pentru festival. Nu, ne-am făcut, niciodată nu poți să fii mulțumit de promovare, tot timpul se poate mai mult, dar eu cred că la momentul de față, pentru o primă ediție... Apropo de faptul okay. că niciodată nu poți fi mulțumit, într-adevăr, există și această parte a neprevăzutului care creează probleme, iar cea mai mare problemă este acum știrea venită de, în cursul zilei de ieri. Știrea pe care am dat-o noi, toată presa, exact. Adică nu creadă cineva, eu chiar am văzut naiv care spuneau, băi, dar v-au luat-o, nu știu cine, televiziunea și-au anunțat, știrea care se discută așa a fost preluată și de presa germană, e de la noi, pentru că noi am fost în contact și noi știm foarte bine ce s-a întâmplat și ne-am anunțat întâi partenerii, sponsorii să nu afle din presă și pe urmă am comunicat acest lucru. Dar ne pare foarte despre... rău ce se întâmplă Hertie Müller, adică lucrurile de astea sunt spectacole pe un stadion de 80.000 de locuri în care s-au vândut bilete și din cauza unor cauze care independente, nu țin de nimeni, de competența, de voința cuiva, act of God, cum spun englezii, și pur și simplu se întâmplă și trebuie să faci față și la asta. Dar festivalul nu trebuie să stea, noi nici nu l-am gândit așa, într-un singur invitat. Ne pare foarte rău că Hertha Müller, și cum am spus și în comunicat, nu poate fi prezentă la această ediție. Noi suntem aproape convinși că vă convinge să vină în fața aia poate la anul. Cu ce se înlocuiește, nu știu, programul de la ora 20? Nu o să ne facem, că deci am și anunțat, noi suntem cei care spuneam că am anunțat acest lucru. Seara o să aibă loc cu niște clipuri despre Hertha Müller. O să le aducem, dar în aceeași seară erau practic în continuu după dialogul cu Hertha Müller. Adamilea și Bobby de la Fără Zahăr. Care este lucrul care a fost cel mai dificil de gestionat, cel puțin în ultima lună? Din punctul meu de vedere, cred că din totdeauna, fiind vorba de bani publici, foarte greu de administrat. Adică e un hățiș birocratic care nu ține. Eu am văzut foarte multă bunăvoință de la autorități. Chiar vreau să spun că am văzut și banii vin de la Consiliul Județean, dar am văzut chiar și de la primărie, când am avut nevoie de aprobări. Sunt lucruri, e un hățiș birocratic care nu cred că ține numai de noi, ține de România. Și foarte, mai ales că trebuie, evident, să cheltuiești și cu cap și să nu risipești banul public. Adică și aici cred că cel mai foarte mare atenție la cum sunt cheltuiți banii și, da, exact, și acte doveditoare. Dar nu-i vorba să te acoperi cu hârtii, ideea este chiar să faci ceva de calitate și la prețul corect. Totul să fie la prețul corect. Nu să arunci cu bani în stânga și în dreapta pentru asta. Cred că asta a fost unul dintre cele mai grele lucruri. Apoi, e foarte greu să faci un festival de nivelul ăsta într-un timp relativ scurt. Că practic vorbim de luna martie când am demarat proiectul ăsta, să zic. Să convingi oameni să vină la Iași pentru foarte mulți străini estul estului. Suntem la 15 km de fosta URSS, ca să zic așa. Pentru mulți, ăsta a fost un argument să vină, să vadă ce se întâmplă acolo. Unul din lucrurile importante pe care trebuie să le știe privitorii este acela că la acest festival se pune la dispoziție autocare gratuite pentru regiunea asta. Regiune și din București. Da, și București, excepția București. Vrem să atragem foarte mult, adică una dintre multele mize e să aducem lumea la Iași, adică să vadă Iașul, să vadă
ce se întâmplă. Și aici s-au făcut rezervări? Au fost rute care nu au beneficiat de același entuziasm. Nu știu dacă e cazul să spun acum, una singură, așa, dar la multe au fost bătaie, adică a trebuit să, practic, să dublăm, să luăm din zona în care n-a fost interesul așa de mare, să mergem pe altuneva. Oricum, nu am n-aducem elevi cu școala sau nu facem China. Pur și simplu, există scrierea online. Care este zonă, cel mai mare interes? Păi, din câte știu, spun, exceptând un singur oraș unde aveam, cam din toate sunt pline locurile. Adică nici vorbă să vină, nu știu, un autobuz cu 6 oameni, că nici ar fi foarte greu. Dar sunt foarte mulți oameni, vreau să vă spun că primesc e-mail-uri, oameni care așteptau programul, scriau acum o lună de zile, așa, domnule, sunt din Cluj, vin la Iași, vreau să știu de înainte cum îmi fac rezervările. Deci sunt foarte mulți oameni care vin pe cont propriu. Și ăsta e un câștig al festivalului, că asta și intenționăm. Închipuiți-vă că dacă ajungem la a treia, a patra, a cincea ediție, asta e și ideea, să vină oamenii neieșenii, să vină în Iași, să vadă Iași, să-l aprecieze. Adică ne-am propus, așa ca cum am anunțat dintotdeauna, să fie un brand al Iașului, acest festival de literatură. Există un interes la fel de mare și pentru celelalte evenimente mai mici, nu doar pentru cele principale care încep la ora 20? Evident, pentru că vedem, suntem întrebați, dar asta eu cred că o să fie chiar peste așteptările noastre legate de... Dar sunt lucruri pe care la fiecare eveniment. Sunt lucruri pe care nu le poți controla și oricum noi asta spuneam, mergem în școală, mergem la elevi, mergem în universitate, la studenți, pentru că am fost solicitați, există un premiu al liceenilor, au citit cărți ale autorilor, dar nu vrem să facem, asta ne-am spus dintotdeauna, nu vrem să facem China, nu vrem să aducem elevi cu forța la manifestarea noastră, vrem să vină ei în mod natural. Și vreau să spun că la un moment dat discutam cu inspectoratul școlar județean și nu știu, erau 3-4 licee care și-au manifestat disponibilitatea pentru asta și automat au mai fost și altele. Adică nu am spus noi, băi, nu știu, faceți asta că dacă nu... Deci există un interes foarte, foarte fain și diverse tipuri de manifestări. Noi am căutat să cuprindem și Ateneul și toate și Muzeul Unirii, dacă se poate, toate instituțiile culturale din Iași. Există și manifestări, nu știu, am văzut la un moment dat că cineva critica că la o expoziție de carte medicală. Foarte ok. Noi căutăm să luăm tot ce ține de zona asta a cărții sub umbrela noastră și să promovăm. Că sunt evenimente care pot părea micuțe, dar și au locul. Așa ca să-și facă lumea o impresie, să vorbesc de structura unei zile, pentru că avem... Exact. Cum începe, cum se termină? Structura. Deci structura, există o serie de evenimente permanente, cum expoziție de fotografie. Asta e Bookfest-ul care e în cadrul Filit, Târgul de Carte, la Sala Pașilor Pierduți. E un capitol important. E un capitol foarte important, că Bookfest-ul e prima dată când vine la Iași. Dincolo de asta, avem întâlnirile, să zic așa, de la 10-11, în licee, în universități, cu studenții care nu sunt deschise publicului larg. În schimb, după amiaza, avem câte 3 scriitori combinați români străini care vor avea la pavilionul de la Palatul Culturii, vor avea lecturi publice și, practic, ai posibilitatea să stai de vorbă cu ei, să întâlnești, spuneam, va fi o cafenea acolo, vor fi sesiuni de autografe. Iar mai sunt niște întâlniri foarte importante. E un grup aici în Iași, surprinzător de bun, Alecart. Probabil că și știți de revistă lor, cred că poate uneori ați avut invitați pe Emil Munteanu, cel puțin aici. Un grup de tineri foarte entuziaști, care au și o revistă și avem zilnic evenimente Alecart, adică scriitori care merg și se întâlnesc cu autorii respectivi. Și, bineînțeles, seara aveam... la Teatrul Național în fiecare seară avem un eveniment, să zic așa, de Serle Filit, un eveniment de gală. Am văzut că la evenimentele au, unele sunt tematice, altele... Sunt foarte multe întâlniri profesionale. Vreau să spun că avem 14 traducători aici, de primă mână, traducători care au făcut enorm pentru cultura română în ultimii 10 ani, adică s-au bătut ca autorii români să fie traduși în străinătate. Și nu vorbim de 2-3 autori care au fost promovați, vorbim, cred că, de peste 30-40 care au fost traduși aproape mai peste tot în Europa, zic, dar chiar s-a ajuns și în America. Ei, e o șansă extraordinară la nivelul ăsta profesional al întâlnirilor între scriitori
Și traducători, plus editorii pe care îi avem invitați. Gândiți-vă că avem în dublă calitate pe Jean Maten, care e și un scriitor cunoscut, e și editor la Gallimard. Adică, ați spus încă de la început și Dan Lungu, directorul Muzeului Literaturii sau directorul festivalului, a spus același lucru, că festivalul se vrea sau vrea să arate exact care este drumul cărții. De la manuscris până la publicare. Vrem să prindem care nu are o asemenea idee, ce înseamnă, trebuie să-și aleagă diverse evenimente pe fiecare fragment? Deci există întâlniri, poate să participe, adică principalul public al întâlnirilor profesionale și sunt acolo, nu știu, și întâlniri cu traducătorii și Uniunea Scriitorilor din Asociația Scriitorilor din Iași. Există și conferințe. Așa, să-și aleagă de pe listă ceea ce îi interesează, nimeni nu-i dă afară. Eu spuneam că, nu știu, sunt la licee sau la universități, dar dacă sunt doritori și nu au timp să vină să vadă scriitorul, să întâlnească în altă parte, așa, oricând sunt bineveniți acolo, nimeni nu-i dă afară. Nu-i... Intrările sunt libere, adică nu trebuie nimeni să plătească. S-au făcut foarte multe rezervări și există chiar, noi am luat în calcul că s-ar putea depăși asta și pentru... Care este explicația? Pavilion. Pentru că vorbeam și cu Florin Lăzărescu și cu Lucian Dan Teodorovici și cu Dan Lungu că acest, nu știu, acest obicei al lecturii publice în România nu este foarte dezvoltat. Nu este foarte, nu știu dacă să spun, gustat. Este obișnuit încă. Dar totuși acum vorbim despre faptul că s-au ocupat locurile. Noi am făcut asta nu pentru că ne-a venit așa din senin sau că am văzut că peste tot... Care ar fi explicația? Eu am fost la evenimente în străinătate, la Berlin, bine acum în cap, în care lumea a plătit 7 euro ca să vină să vadă 3 scriitori români. Ceea ce mi se pare extraordinar. Dar și vorbesc de 200-300 de oameni care erau acolo. Noi facem aceste lecturi pentru că am văzut că există interes. Nu știu, sunt edituri care își organizează, adică au lăsat deoparte celebrele lansări Parastas, în care vin doi critici și vorbesc jumătate de oră și până la urmă întâlnirea cea mai importantă e aia dintre scriitor și cititor. Citindu-și direct din textele sale și cititor și posibilitatea de a-i pune întrebări, de a dialoga cu el. Și sunt în ultimii ani, îmi vin în cap cel puțin 3-4 întâlniri pe care le-am văzut în Iași, așa, care au avut sala plină, adică nu s-a încăput. Deci ar fi, problema e să educi publicul, să-l înveți și să promovezi foarte bine, că de multe ori se întâmplă, nu știu, se întâmplă întâlniri cu scriitori în Iași și afli a doua zi sau afli peste o săptămână. Ați primit și critici? O, critici sunt, dar e loc tot timpul. Cum să spun, suntem obișnuiți cu asta, adică nu ne permitem să trebuie le luăm în calcul de fiecare dată. Să am văzut una, că am văzut una foarte proaspătă, o întrebare foarte legată de acest, de selecția cărților care vor intra în lectura liceenilor care acordă premii. Pentru cel mai îndrăgit scriitor. E atât de simplu, adică n-are nicio legătură cu comitetul organizator, tocmai că noi și la cele două antologii de proză ieșeană și poezie ieșeană am externalizat, am dat unor critici care trebuie să-și asume pe cine aleg. Adică nu a hotărât Lungu, Teodorovici, oricine. Pur și simplu sunt oameni meseriași, profesioniști, adică dacă nici ei nu se pricep, cine se pricepe la asta? Selecția s-a făcut de profesori, selecția cărților care au intrat pentru vot, de către profesori. Era o întrebare că s-au ales doar cărți în limba, sau scrise de autori români. De aceea erau. Am văzut o întrebare pe undeva pe internet. Păi conceptul, cred că ăsta a fost conceptul și avem timp să-l îmbunătățim. Asta spun, că poți să-ți asumi o critică, poți să-ți dai seama că nu ești absurd. Ar fi foarte bine cum să și e prima ediție. Dacă să, nu, adică e loc de, de alte criterii ca să manageriezi un proiect de amploare asta, din momentul în care pui și autori străini, intervine și chestia asta. Hai să facem la nivel național. Adică hai să fie cum e concursul liceenilor în Franța. În Franța. Așa, în care toate școlile, toate liceele primesc un număr de cărți, se deliberează în foarte lung timp. Asta spuneam, noi am încercat și cred că e foarte bine într-un timp relativ scurt să facem un eveniment. Normal că e loc de și mai bine. Ați avut de gestionat inclusiv orgolii? Oh, foarte multe orgolii. Păi când vorbești cu artiștii, nu vorbești doar de scriitori. În general, normal, sunt o groază de orgolii legate de același lucru, de selecție. Sunt foarte mulți scriitori buni în România.
normal că n-au putut să intre toți de la prima ediție, adică există o limită de locuri. Iarăși, criteriile au fost foarte clare. Am ales autori pe care nu o să găsesc niciun invitat al nostru, care să nu mai fi fost, indiferent dacă român sau străin, să nu mai fi fost la 3-4 festivaluri faimoase din lume sau care, pentru autorii români, să nu fie tradus în străinătate. Că e și asta, e un criteriu obiectiv. Adică n-ai să găsești la noi, nu știu, oameni care se cred poeți de cartier și crede că e genial, că de acolo vin foarte multe critici, așa, care și-au scos 3 cărți la un copiator Xerox și se supără că nu sunt invitați în festival. Altă critică, am întâlnit și explicația, dar o reiau, cred că merită. Sunt multe voci care spun, dar la festivalul internațional important de la Iași nu vine unul dintre cei mai importanti scritori români, este vorba de Mircea Cărtărescu. A fost invitat? Pot spune iarăși, vă dau din casă, o să vină la anul, mi-e invitat, confirmat, omul nu a putut, pur și simplu programul nu i-a permis să vină anul acesta. Că asta deci, a fost explicațiile una sunt din problemele tehnice, dincolo de, spuneam, de birocrație. Asta a fost. Noi am avut foarte puțin timp, de obicei, ca să prinzi autori foarte căutați. Mulți au agende pe 2-3 ani înainte. Noi am avut și ați început cu întârziere. Așa, vreau să spun că avem nume foarte mari, Cărtărescu e unul dintre ei. Încerc că n-a putut veni anul ăsta, dar a spus deja la anul așa. Și mai avem nume mari din afară care vor veni la anul, confirmate de pe acum. În momentul în care am pornit proiectul ăsta, că nu, până nu ai finanțare, nu poți să dai unui laureat Nobel un telefon și zici, băi, n-ai venit tu pe la anul, că poate obținem noi bani. Ne spuneți un nume, două, pentru anul viitor? Nu vreau să vă spun, că nu știu, nici nu, deja sunt superstițios, știi, că poate nu, poate anunț public și nu se întâmplă. Dar asta garantat, eu știu, cel puțin două nume mari, foarte, foarte mari, celebri în România, care au spus că vin la anul. Mircea Cărtărescu, ne-ați spus deja. Vă spuneam de român. Uite, ceva tot am dat, spuneam. Mircea Cărtărescu, da, chiar spunea că ar veni la noi, dar nu, efectiv programul, agenda nu-i permitea să vină. Sau Herta Müller. Eu cred și asta, dar vă dați seama, femeia e pe, nu știu, la spital, trece printr-o situație foarte grea, nu putem noi acum să stăm să negociem ce se va întâmpla la anul. Știu foarte, asta avem transmis de la că îi pare foarte rău că nu poate veni la noi la Iași. Când veți trage, nu știu, concluziile? Imediat după finalizare? Păi vor fi tot felul de concluzii. Sau concluziile se de la rapoartele pe care avem să le facem până la a măsura amploarea, nu știu, număr de publicul pe care a avut, în țintele în care a fost analizat. Vom avea o analiză foarte atentă a ceea ce s-a întâmplat în toată echipa. Așa, și să vedem și ce n-a funcționat anul ăsta, pentru că au fost lucruri, au fost situații de criză, dar pe care le-am rezolvat până la urmă. Să vedem cum facem să funcționeze lucrurile mai bine. Asta, niciunul dintre noi, nu spun, din echipă n-am întâlnit vreunul, ba din contră. Cred că cei mai cărcotași oameni pe care îi cunosc legat de festivalul ăsta, suntem fiecare dintre noi. Adică îl prinzi în pasă pe fiecare când spune, băi, nu iese, nu e nimic, exagerând îngrozitor. Fiecare adică de voi din nivelul echipă. Din echipă, da, cele mai mari critici aduse acestui festival, le-am auzit din interiorul echipei. Eu, la rândul meu, mă plâng, băi, aia nu trebuie, nu se poate funcționa așa. Lucian Dan Teodorovici, la fel, nu știu. Fiecare dintre noi trece prin momente, adică suntem foarte realiști. Nu venim să spunem nici că am rupt gura târgului, nici, dar cred că pentru o primă ediție a ieșit și o să iasă un festival foarte bun. Mă uit la impact, adică sunt lucruri deja confirmate. Tot de echipă întreb, vă încerc un sentiment amar pentru că de la bun început ați anunțat că festivalul internațional se vrea unul foarte important, este foarte important, dar se vrea unul în care să fie două nume cu premiul Nobel pentru literatură. Din păcate, nu este niciunul la prima ediție. Din a păcate, fost unul era confirmat ieri. Am aflat, adică mai cu 3-4 zile înainte. Ieri dimineața era. Asta nu ține nici de invitat, adică nu are nicio vină, nici de, adică nu ține de competența cuiva, pur și simplu lucrurile astea se mai întâmplă. Așa. Îi dorim sănătate Herta Müller și să ne vedem poate la anul la Iași. Eu cred că e foarte important să ai ținte foarte mari, adică să nu-ți propui să faci, nu știu, evenimente care că mai sunt evenimente prin Iași care au avut un impact la nivel local, dar nu au fost deloc cunoscute. Noi deja confirmat la nivel, dacă am face un sondaj, cred că ar fi interesant să găsim o posibilitate de a măsura prin chestiunea asta, să vedeți ce impact are acest festival la nivel național. Și nu vorbesc doar la București. Vorbesc cu Radu Pavel Gheo, primul nostru invitat, deja a venit în seara asta, m-am întâlnit cu el pe fugă, n-am avut timp mai mult de 5 minute și a spus, băi,
Întrebarea următoare era despre sosirea invitaților. Întrebarea următoare era despre sosirea invitaților și câți au venit. Există o serie care vin mâine. Festivalul e atât de mare încât nu, chiar nu ne permitem. Sunt oameni pe logistică, pe voluntari, pe 100 de voluntari. Așa. Da, deci chiar nu știu acum să vă spun numai exact, mâine vin 15. Știu că în jur de 15 sosesc mâine. Sunt oameni care vor fi preluați, au voluntari, adică sunt cu care s-a comunicat foarte mult, știu foarte bine unde trebuie să ajungă, cum o să ajungă. Cu siguranță vor fi evenimente neprevăzute, nu-ți vine avionul la timp, nu-ți ajunge bagajul, ne-am gândit inclusiv la situații de genul ăsta, să le rezolvăm. Dar din partea noastră să fie cât mai bine pregătit. Și toată lumea să fie mulțumită. Cum se măsoară, nu știu, la final, de obicei, impactul unui astfel de eveniment? Cum îl vedeți la celelalte mari evenimente, la târguri de care, la carte de la care ați mai fost? Există mai multe posibilități. Asta spunem. Un numărul publicului. Pe asta și cum reacționează. Dosarele de presă. Deci poți să vezi, asta e o chestie cuantificabilă, e o metodă foarte simplă. Să vezi cât s-a scris. Deja avem saci întregi despre... Am reușit performanța de care suntem foarte mândri. În perioada de promovare. Ca până și presa de Cancan să vorbească despre festival de literatură, ceea ce e un lucru, zic, în general nu interesa nimeni de lumea asta a scriitorilor. Când faci chiar ziare, cele mai importante ziare de Cancan să vorbească despre ce se întâmplă la Iași, eu cred că încă știi. Sau e un semn al impactului pe care îl are festivalul asupra publicului. Adică un semn că a depășit... Asta profesional. Vom vedea după asta câți autori dintre autorii români veniți aici, așa vor folosi, nu știu, legăturile pe care le vor căpăta aici, așa în viitor, să fie traduși în străinătate. Adică un semn că s-a depășit, doar facem între noi, festival între noi, scriitorii, da, și clar. Aflăm doar noi cum despre spuneam, el. Există două antologii, una de proză, una de poezie în limba engleză, doar cu autori ieșeni, că am zis să promovăm și de spațiul local cu asta. Poți să vezi dacă după ce ai împărțit antologiile mediile profesionale, dacă există urma, poți să cuantifici, uite, Cutărescu s-a cerut un text sau vrea să vadă o carte de-a lui. Există multiple modalități de măsura asta. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Prima parte a emisiunii noastre se oprește aici cu acest subiect. Desigur, vom reveni de-a lungul întregii săptămâni. Suntem parteneri media ai Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Luăm o scurtă pauză, revenim după câteva momente. Am revenit la Vocile Iașului. Suntem în această a doua parte a emisiunii alături de Florin Caracala, coordonatorul Turneului Național de Reprezentare a Șomajului. Este vorba despre un proiect care se cheamă Lucrător 2.0. Sună foarte incitant în această întreagă prezentare. Am să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți exact despre ce e vorba și în ce fază suntem, că înțeleg că nu acum începe. Practic, Lucrător 2.0 a început anul trecut, în luna august, când am făcut un open call la JOFM și am chemat un număr de șomeri tineri. I-am supus unui interogatoriu și apoi am selectat dintr-un număr de șomeri, un număr de 5-6 șomeri, care să intre în grup, să intre în niște ateliere de dezvoltare, nu neapărat dezvoltare personală, niște ateliere creative și, să zicem, bazate pe teatru, dar nu neapărat teatru, ci pe performing arts, pe zona de performance, pe zona de reprezentare. Proiectul Lucrător 2.0 e un proiect de artă activă al asociației noastre și încercăm să lucrăm cu clase vulnerabile din social, din mediul social și să împingem limitele spre o reprezentare a acestor clase defavorizate. Este ușor să faceți acest lucru pentru că sună foarte dificil cu oameni care nu cunosc foarte bine această zonă. Își cunosc, desigur, foarte bine experiențele pentru că sunt împinși să vorbească mult despre ele, dar care este reacția lor inițială? Bine, noi acum în proiectul de față ne-am raportat la șomeri tineri între 16 și 25 de ani, pentru că e un procent real la nivel european și chiar la nivel global. Aproape 25% din tineri între 16 și 25 de ani sunt șomeri, de asta am și făcut
proiectul și în prima instanță ei sunt entuziaști, ceea ce e foarte bine pe de o parte, dar pe de altă parte noi am observat, am sesizat și faptul că statutul de șomer în România e foarte, are o valență foarte negativă, e foarte... Și în același timp e puțin difuz? E difuz pentru că nu există, din punct de vedere socioeconomic, nu există o formulă reală de implementare a termenului de șomaj și a ce presupune șomer, a fi șomer. Mă rog, e un proces foarte greu, încă se mai caută, nu există foarte bine delimitat nici zona asta de freelancing, o zonă în care oamenii să aibă o specialitate și să funcționeze în calitate de liber profesioniști. Deci nu e o chestie foarte bine delimitată din punct de vedere socio-economic, politic, nu e. Încă mai se mai gafează pe aici. Și oamenii nu vor să-și asume statutul de șomeri. Foarte mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă au fost chemați și de alți oameni care au fost înscriși la JOFM și au fost chemați la open call, deși ei nu erau înscriși ca fiind șomeri și nu aveau niciun fel de job. Sau oameni care stăteau pe liste la JOFM de 2 ani de zile. Ei cu specializări, dar nu aveau oferte de locuri de muncă. Și, noroc, pentru un proiect de 3 luni de zile, cât a durat prima formă a proiectului de anul trecut, a fost entuziast pentru ei. Pentru noi a fost destul de dificil, pentru că trebuia să reperăm foarte multe probleme ale lor, ale identității lor, pentru că ne raportăm la cei tineri. Care este scopul proiectului Lucrător 2.0? În prima instanță, prima parte a proiectului, cea de anul trecut, am avut 6 performance-uri care s-au jucat la Cluj, într-un spațiu cultural de acolo. Și la fiecare performance am încercat să chemăm autorități, fiind un proiect implementat de asociația noastră, dar cu finanțare de la FCN. Am chemat autorități de fiecare dată, la fiecare reprezentație, am chemat persoane din clasa privată, am chemat șomeri din AJOFM, dar și din mediile online. Și am încercat ca după fiecare reprezentare a performance-ului să avem o discuție. O discuție în care să... Să evaluați impactul. Care a fost impactul? Toți șomerii care au lucrat în proiect s-au angajat acum. Cam asta a fost. Practic, noi le-am oferit niște modalități creative de a se integra în societate, pentru că a fi șomer înseamnă a nu fi integrat în societate. Sau cel puțin asta e percepția unui tânăr șomer. S-au angajat în specialitățile lor? În domeniul artistic? Unii dintre ei, mă rog, asta cu în specialitățile lor. De exemplu, unul din ei a făcut facultatea de siguranță, nu știu, ceva de genul ăsta, oricum e un termen foarte ciudat. A făcut și masterat tot în zona asta, pe clase defavorizate romi și cum să le ofere siguranță. O chestie foarte socială, foarte interesantă. Eu nici nu știam că există specializarea asta în România, dar s-a angajat acum la un cinematograf, el fiind pasionat de muzică. Noi am încercat să le scoatem la iveală zonele în care ei se pricep, nu pe care le-au studiat neapărat, ci zonele pe care le-au... De care sunt pasionați, în special. De care sunt pasionați. Și o zone creative, iar el mai făcea și din când în când party-uri în tot felul de cluburi. Așa, și acum lucrează la un cinematograf. E pe management și promovare. Deci, acesta face parte din scopul proiectului? În primul rând. Cei care ajung să performeze, să facă aceste... Să-și dezvolte niște abilități creative astfel încât să aibă mai multe, o mai mare capacitate de a se angaja. Pentru că, într-adevăr, în ziua de astăzi se caută foarte multe bariere. Care erau reacțiile autorităților, de exemplu, la Cluj? Atunci când ați făcut acest proiect? În prima instanță nu prea au fost reacții. Adică au fost minimalizate. Adică v-au ignorat? Sau? Nu ne-au ignorat. Ne-au oferit sprijin. Dar nu într-o calitate atât de mare, astfel încât să zicem, da, chiar. Și nici un act de prezență foarte voluminos n-a fost. Dar, mă rog, de altă parte, nici din zona privată n-a fost o bătaie să vină să vadă niște șomeri performând. Acesta la început? La început. Ulterior, lucrurile au început să devină vizibile, au căpătat vizibilitate, proiectul a fost promovat, în special în mediile online
Și atunci au început să mai percuteze, să mai vină cu câte ceva, să mai trimită pe cineva, să mai vină, adică să se mai întâmple ceva într-un mod ușor activ. Încerc să simplific puțin, dacă greșesc, corectați-mă. Acest proiect Lucrător 2.0, Turneul Național de Reprezentare a Șomajului, înseamnă de fapt ca dumneavoastră să găsiți câțiva tineri, pentru că v-ați axat pe tineri, care sunt șomeri, să-i duceți pe o scenă? Nu, sunt aceiași șomeri cu care am lucrat. Practic, noi am reluat performance-ul pe care l-am făcut anul trecut și tot cu finanțare de la FCN și în parteneriat cu teatrele naționale, Teatrul Național din Iași, Teatrul Național din Timișoara, Teatrul Municipal Toma Caragiu din Ploiești, un ATC București și o fabrică de cosmetice din Cluj, am reușit să punem la punct un turneu național de reprezentare a șomajului. Ce facem? Scopul proiectului, obiectivul general al proiectului este să reușim să implementăm în fiecare localitate proiectul. Noi am creat o bază de date virtuală pe care o punem la dispoziție, avem arhivat absolut toată documentarea, tot research-ul nostru al coordonatorilor de proiect, eu și Ioana Păun și Andrei Cozlac și Dora Mircea Radu. Am arhivat totul, iar la sfârșitul reprezentării turneului, atunci vom face public și site-ul, iar dacă vor fi oameni care să vrea să ducă mai departe proiectul nostru sau să-l replieze sau orice, ne pot contacta și pot face și ei proiectul. Ce se întâmplă efectiv în momentul în care cei cinci încep să performeze? Povestesc din experiențele lor cum fac acest lucru creativ? Performance-ul e un pic mai complex de atât. Noi am pornit de la o idee și am ajuns în lucruri cu ei. Ei au participat la 4 ateliere creative. Unul de scriere creativă, coordonat de Ioana Păun, un al doilea atelier coordonat de mine, de actorie și fizicalitate, un alt atelier de multimedia și tehnică multimedia în arta performativă, coordonat de Andrei Cozlac, și PR și management cultural, coordonat de Dora Mircea Radu. Practic, i-am învățat să observe o situație reală din societate, din realitatea imediată. I-am învățat să-și o asume identitar, performativ și să reușească să spună și să transmită ceea ce vor să spună oamenilor. I-am ajutat să se coreleze la tehnologiile actuale și să reușească să implementeze forme multimedia în performing arts. Iar la sfârșit i-am învățat, mă rog, nu i-am învățat, e mult spus, poate că le-am dat niște noțiuni de bază, dar pe care le pot dezvolta. Noțiuni de PR, astfel încât să promoveze produsul pe care îl finalizează și să-l dea la consum. Cum v-a venit dumneavoastră această idee pentru acest proiect? Adică, de unde a plecat? Care a fost scânteia? De ce despre șomeri? Pentru că e o problemă reală. În România e o problemă reală, șomajul e o problemă reală. Principiul asociației și principiul Ioanei Păun, că ea e coordonatoarea principală de proiect, a pornit în arta activă de a găsi probleme reale ale contextului contemporan în realitatea imediată și să le exprimăm creativ și să le dăm mai departe, astfel încât să ajungem la un punct de conștientizare a acestor probleme, la un nivel real, la un nivel activ, astfel încât societatea să reacționeze față de aceste probleme. Problema e că nimeni nu reacționează față de șomeri și față de statutul lor. Toată lumea știe despre șomaj, că e o chestie nasoală, că e o chestie rea. E foarte greu în momentul în care te vezi în situația respectivă. Și acest lucru trebuie să-l exprime ei, trebuie să-l arate? Trebuie să-l exprime prin diferite metode. Performance-ul e construit pe mai multe paliere. Pe de o parte avem un palier în care avem povești despre ei și despre generația lor, pentru că ei sunt generația anilor 90. Practic, ei s-au născut după un moment anume și au avut parte de un alt fel de impact social. Și asta este o idee din performance și funcționează foarte mult despre identitatea lor, despre cine sunt ei și despre cum sunt ei și ce gândesc ei. O altă identitate a performance-ului este o poveste despre privatizările din România de după 90, unde am luat un exemplu fictiv,
dar documentat și am creat narativ povestea unei privatizări din România. Cum funcționează și ce înseamnă o privatizare? Ei descompun mecanismele celui mai dificil fenomen de reorganizare economică în postcomunism, privatizare. Exact. Cum fac acest lucru? Sau? Am construit la nivel scenografic niște machete care practic la scară evidențiază o fabrică din România comunistă astăzi dărăpânată. Și la nivel narrativ am făcut povestea unui investitor străin care vine, cumpără, investește în fabrica aceea. Sună destul de actual. Sună foarte actual, foarte real, deși nu știu cât de actualitate mai e, că tot din 90 noi tot trăim etapele astea în România. Și am explicat, documentat și pornind de la niște realități despre de la cum s-au deschis anumite fabrici din România, cum au venit anumite multinaționale, au deschis, au venit, au angajat 6.000 de oameni, au făcut mega ofertă de locuri de muncă, a fost o nebunie, după un an jumate a început să scadă, au dat jumate din angajați afară, le-au dat anumite salarii compensatorii, după aia au mai stat un pic, au mai dat iar încă jumate afară și au mai dat până au dat faliment și și-au luat băgăjelul și au plecat. Practic vorbim despre exploatarea țărilor sărace, care au un nivel de trai scăzut, și despre anumite corporații multinaționale, vin, exploatează, pleacă. Lucru care se întâmplă, cel puțin, nu știu cât de mult se întâmplă în România, nici nu vreau să deschid subiectul, dar... Deschid cei cinci. În performanță. Partea cea mai importantă și cea mai interesantă, zicem noi, din proiect este că am făcut și o explicație didactică, asta e al treilea palier al performance-ului, o explicație didactică, astfel încât să înțeleagă și un copil de clasa întâi, care e traseul banilor, banii investiți, banii dintr-un fond global și ce se întâmplă cu banii ăștia, de unde vin banii, unde se duc banii, cum circulă banii, cum dispar banii. De ce se cheamă Lucrător 2.0? Pentru că este primul proiect, a fost al Ioanei Păun și a fost făcut în Londra, care se numea Worker, All Workers Go to Heaven. În traducere, lucrător, toți muncitorii se duc în rai. Și practic acolo a fost o primă fază de acumulare și de aprofundare a metodologiei, iar în România s-a venit direct cu Lucrător 2.0. Are ceva în ideologic în spate acest proiect? Are foarte multe probleme ideologice pe care le ridică. Mă uitam în acest extras din manifestul tânărului șomer, lucrător 2.0, de exemplu. Vrem reprezentare reală în Parlament. Da. Aici este un subiect, practic, mi se pare mie, destul de ideologic. Practic, manifestul șomerului este un manifest pe care l-am dezvoltat acum în etapa a doua și finală a proiectului, finală pentru noi, sperăm pentru alții să nu fie. Am dezvoltat manifestul șomerului pe care îl promovăm peste tot în România. Am încercat să descoperim, alături de cei cinci performări cu care am lucrat, am încercat să descoperim probleme reale pe care ei le consideră, ei le văd, iar noi ne-am gândit să facem acest manifest al tânărului șomer, care e foarte important în funcție, pentru că el practic ne explică și felul în care ei gândesc realitatea socială, realitatea lor, realitatea în care ei trăiesc. Toți o știm, dar nimeni nu explică. Încercăm să o punem în față ca pe un manifest. E ok, adică în momentul în care spui manifest, deja e o chestie... Aproape politică. Aproape politică, dar noi încercăm să nu o politizăm deloc. De exemplu, vrem să ne acceptați vulnerabilitatea. Este practic acel aspect pe care le-ați spus de la început. Al șomerului și al statutului lui. Este văzut foarte negativ. Noi am făcut niște statistici neoficiale, bineînțeles, dar au fost făcute de un sociolog, pentru că în permanență am avut un sociolog în prima parte a proiectului. Nu a fost absolut niciun șomer care să nu se simtă într-un fel ciudat, negativ și minimalizat în momentul în care își spunea statutul, spunea că e șomer. Asta mi se pare un lucru foarte grav pentru un om. Pentru că vorbim despre acest lucru, despre faptul că după ce finalizăm o pregătire, o educație, o școală, este foarte dificil să ne găsim o slujbă. Cum este în cazul celor care termină, nu știu, studii de artă, teatru, regie? Intrăm într-o... migrăm așa și un pic. Și într-o experiență personală, poate. Normal că sistemul actual
nu oferă foarte multe șanse, mai ales pentru un tânăr artist care abia acum intră în sistem. E un sistem destul de greu, e un sistem destul de complex și, mă rog, să zicem și viciat. Dar există această formă alternativă de artă, o artă mai aproape de realitate, de realitatea în care trăim și care, în afară de faptul că are niște rezultate reale și palpabile, este și o formă foarte activă a tânărului artist. Se pun probleme serioase, se critică practic niște realități. Nu primiți critici sau piedici din aceste motive? Deocamdată n-am primit. Bineînțeles că sunt aici, adică, dacă discutăm din punct de vedere al gustului spectatorului, noi ne adresăm oricum unei anumite clase de spectatori. Ne adresăm în special șomerilor, ne adresăm în special clasei private, ne adresăm în special clasei instituționale. Deci, normal că e pentru publicul larg spectacolul, dar adresabilitatea noastră vine în primul rând direct spre ei, pentru că vrem să conștientizeze și ei problema asta. Oamenii, tinerii sunt foarte talentați. Putem munci, se poate, avem dorință de muncă, avem forță de muncă, trebuie să ne ia cineva în seamă într-un fel sau altul. Chiar dacă suntem artiști, chiar dacă suntem sudorii, psihologi, trebuie să ne ia cineva în seamă și trebuie să ni se dea oportunitatea să muncim, orice meserie ne-am fi ales. Din păcate aici nu se respectă lucrurile. Când și unde trebuie să vină să vă vadă la lucru în Iași pentru acest spectacol? Vineri 25 octombrie la ora 7 la Teatrul Național din Iași, sala Uzina cu Teatru. Acolo va avea loc? Acolo. Cât durează? O oră și 20, destul de puțin. Am zis să facem ceva concentrat și rapid. Scurt, dar în același timp cu impact. Foarte. Cum veți continua? Adică veți păstra aceiași 5 performeri și la următoarele proiecte? Cât de mult se întinde cu... Mai ales că s-au angajat. În momentul în care... Păi asta e și ideea. Noi a trebuit să și înlocuim pe cineva pentru că una din persoane nu putea să părăsească Clujul pentru că era într-un program destul de strict. Restul s-au așezat așa un pic de pe o parte pe alta, adică au reușit să managerieze toată zona de turneu. Practic, după ce terminăm turneul, o să vină partea de arhivare în care o să punem toate informațiile la dispoziție pe un site pe care l-am deschis special pentru acest proiect, lucrător2.0.ro. Și în același timp mai doream să mai întreb, turneul național de reprezentare a șomajului, mai există și alte probleme sociale pe care le-am foarte multe vedere? Probleme sociale, numai că un astfel de proiect are nevoie de o finanțare. Și na, acum noi lucrăm la proiectul ăsta, am lucrat 2 ani de zile. Am reușit să facem aceste două finanțări, să obținem aceste două finanțări. Nu e foarte ușor, adică e destul de greu. Sunt foarte multe probleme reale, sociale, ale generației noastre, în special ale generației noastre, pentru că venim într-un anumit context și ne dezvoltăm într-un anumit context care nici nu a putut fi foarte bine explicat. La Iași, la spectacol, la acest performance de pe 25 octombrie, ora 19, Uzina cu Teatru, sunt invitați, v-au confirmat deja și autorități? Noi am lansat invitațiile, confirmările nu le-am primit deocamdată. Nu ați primit confirmări? Deocamdată. Mai avem 3 zile. Iar și vreau să mai întreb ceva. Vrem să ne facem viitorul, nu să ne fie făcut. Da. Iarăși din manifestul tânărului șomer. De ce nu spuneți vrem părinți hipsteri ASAP? Adică... Vrem părinți hipsteri ASAP, de ce nu? Da, pentru că sunt niște decalaje foarte mari. Și în prima... O să vă rog să concentrați pentru că ne apropiem de final. Și în prima frază și în a doua. Și în vrem părinți hipster ASAP. Și în vrem să ne facem viitorul, nu să ne fie făcut. Vorbim de o societate care e un pic decalată de noi, cei tineri. E un pic decalată de felul în care noi ne raportăm la realitatea din jurul nostru și felul în care noi ne extragem informația și felul în care supraviețuim, felul în care funcționăm până la urmă. Și ar trebui să se facă totuși o apropiere, ar trebui să începem să micșorăm decalajul ăsta între generația noastră de tineri care trăim într-un anumit ritm și suntem drenați într-un anumit ritm și o clasă deja înființată, înrădăcinată,
într-un sistem. Vă mulțumesc foarte mult, Florin Caracala, coordonator al Turneului Național de Reprezentare a Șomajului, proiectul Lucrător 2.0, eveniment care va avea loc vineri 25 octombrie, ora 19, la Uzina cu Teatru din Iași. Adresa de e-mail la emisiunii noastre este Vocile Iașiului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihoiuc, vă dau întâlnire mâine seară de la ora 19 din nou la Vocile Iașiului. Până atunci, de la ora 20, vă las pe mâna colegului meu, Ovidiu Mina, la Divizia Locală.